Pisitelli învins cu un șut, dacă nu mă înșel, la colțul scurt. Minutul 32. 1-0 pentru FCSB pe stadionul Dinam. Înscrie Adi Popa, jucătorul renegat de patron. Iată-l plecând, ia startul, foarte bună sincronizarea, excelentă pasa lui Olaru. Este făcut sanie acolo Mihai Popescu. Va trebui să aibă grijă la dușuri, să se spele bine. Și șutul tare cu piciorul drept la colțul scurt. Pisitelli nu poate apăra. N-aș vrea să-i fac o vină lui Pisitelli. E drept că golurile la colțul scurt aparțin portarului. Numai că șutul este de aproape, este un șut puternic, un șut bun. Și îl vedem acum pe Olaru, care șutează la colț și FCSB face 2-0. Darius Olaru, un meci extrem de reușit în această seară. Multă muncă la mijlocul terenului, asist la golul lui Adi Popa și gol acum cu acest șut tras foarte relaxat cu interiorul piciorului stâng, lângă bară. Avem încă o dată acțiunea lui Moruțan, pasă la Darius Olaru și Olaru este calm, este lucid, alege soluția optimă, nu trage prea tare, așează mingea lângă bară. Pisitelli învins pentru a doua oară. A intrat și Filip la Dinamo. Cristi Dumitru se bate cu apărarea lui Dinamo și înscrie cu un șut din întoarcere, aducând în sfârșit un zâmbet pe fața înneguratului Bogdan Vintilă. 3-0. Ce victorie mare! Și cine s-ar fi așteptat la o asemenea, la un asemenea scor, în condițiile în care FCSB are o echipă pe care cu greu o recunoști? Iată faza. Greșește săritura la cap Mihai Popescu. Cristi Dumitru protejează bine mingea, se înșurubează pe lângă Ricardo Grigore și înscrie. Nu i-ai fi dat nicio șansă măruntului tânărului Cristi Dumitru între cei doi stoperi, Grigore și Mihai Popescu. Ei bine, iată, Cristi Dumitru înscrie, este a doua sa reușită pentru FCSB și o reușită care vine tot